Bine ați venit la Muzeul Animat! Eu sunt Mihai Grăjdeanu, autor și profesor de benzi desenate. Împreună vom crea o bandă desenată inspirată după un exponat dintr-un muzeu. Haideți să vedem care este subiectul sau tema noastră. Astăzi ne vom opri la Muzeul Victor Babeș. Casa care găzduiește muzeul a aparținut lui Mircea Babeș, fiul omului de știință. În acest muzeu micuț puteți găsi lumea lui Victor Babeș cu obiectele care i-au aparținut, printre care numeroase manuscrise, dar și primele ediții ale lucrărilor sale științifice. Un loc aparte îl ocupă microscopul la care a lucrat Victor Babeș și despre care se spune că savantul a colaborat cu firma Zeiss pentru a obține modificările dorite de el. Acum ne pregătim să creăm banda desenată, inspirată după microscopul expus la Muzeul Victor Babeș. Folosim o hârtie A4 așezată pe orizontală, pentru că vom face o bandă desenată cu două casete sau două momente dintr-o poveste. Aceasta este schița, adică desene foarte simple. Iar pentru replici putem trasa linii ajutătoare acolo unde vom scrie. Și să avem în vedere că textele vor fi înconjurate de baloane. Puteți să vă gândiți la o poveste din imaginația voastră, dar important este să aveți ca personaj principal exponatul nostru din muzeu. Bineînțeles, vă puteți inspira și din ceea ce vă arăt eu. Începem cu prima casetă din stânga. Desenăm un dreptunghi cu partea de jos un pic mai ascuțită. În partea de sus adăugăm un semicerc, facem și în interior, aproape că seamănă cu capul unui personaj. Începem și îi desenăm umărul și continuăm cu brațul. Îi desenăm și o cămașă cu cravată. Oare cine este personajul? Îi desenăm degetele. Va ține în dreptul mâinii microscopul, subiectul nostru de această dată. Mare atenție să observați cum îl desenez, din mai multe forme simple. Ne întoarcem la personaj și să-i desenăm chipul. Ochii, nasul, are și mustață. V-ați dat seama cine este? Îi facem și ochelari. Este un profesor, nu? Este doctor Victor Babeș, care se uită prin microscopul lui. Continuăm și îi facem corpul. Microscopul stă pe masă. Iar doctor Babeș stă pe scaun. Mai facem câteva mici detalii. Lângă scaun stă cineva. Îi desenăm ochii, îi desenăm și nasul, par un pic cam triști. O să aflăm de ce. Da, este un câine. Îi facem urechile. Urmează să desenăm corpul câinelui
puteți să-i dați cățelului și un nume. Mergem mai departe cu a doua casetă. Ne uităm la schiță să ne aducem aminte ce urmează. Desenăm din nou capul personajului, Dr. Victor Babeș, dar de această dată va fi o vedere din față. Facem aceleași detalii, dar acum o mână o ține întinsă, iar cealaltă rezemată. Revenim la cap și desenăm chipul. Mâna o ține rezemată pentru că mângâie capul câinelui, un lucru care îl face să zâmbească. Desenăm și corpul câinelui, care stă drept. Urmează și personajul nostru important, microscopul, care pare să-l fi ajutat pe câine și poate de aceea s-a înveselit. Și microscopul este fericit. Era să uit anumite detalii. Acum, aproape de final, vom face două triunghiuri mari, tot ca niște cadre de bandă desenată. Pentru că vom arăta ce vede Dr. Victor Babeș prin microscop. Este o bacterie. Vom afla din poveste cine este acest personaj. După ce am terminat de desenat, colorăm personajele colorăm și fundalul. Nu uitați să lăsăm spațiu pentru replici. Acum, haideți să ascultăm povestea în benzi desenate despre microscopul de la Muzeul Victor Babeș.
Pe curând și ne revedem la un nou episod din Muzeul Animat. Victor Babeș a cercetat întreaga viață bacteriilor. A făcut multe descoperiri importante, printre care niște paraziți care provoacă o boală mortală la câini, pisici și bovini. Ei au fost botezați Babesii, chiar după numele lui Victor Babeș, iar boala provocată de ele se numește babesioză. Degeaba, mă chinui, parazitul ăsta nu are leac. Nu, nu te da bătut, nu-i face pe plac. Ba să o credeți voi că-mi veniți de hac. Aha, deci asta era. Te-am învins, de acum nu să-i mai face de cap. Bravo, ești mai puțin decât te scola. Ah, acum chiar nu mai am cum să scap.